singurul verset din Sfânta Scriptură, Ioan 3, versetul 16. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Ședeți! Vorbim despre dragostea lui Dumnezeu. Voi cei pasionați de știri, în care în fiecare zi vedeți un Dumnezeu neputincios, care după ce ne-a creat, ne-a lăsat pe pământul ăsta rău să ne omorâm în diverse forme, un Dumnezeu care nu intervine, înseamnă că e rău Dumnezeu care nu intervine. Dacă poate și nu face, rău. Nu? Iar dacă nu poate și ar vrea să facă lumea mai bună, înseamnă că e un Dumnezeu neputincios. Probabil că va trebui să alegem vorba agnosticilor între un Dumnezeu neputincios și un Dumnezeu rău. Parcă mai bine sună să ai un Dumnezeu neputincios totuși. Impotent. De ce vă spun aceste lucruri? O grămadă dintre pruncii noștri se dau păstă cap din cauza că 5.000 de copii mor în fiecare zi de foame în Africa. Nu? Când vedem atâta durere și atâta dezastru în lume și ne întrebăm unde e Dumnezeu, când ne-a rugat pentru Aurora din Arad, avea 13 prunci, ne-a rugat cu 12 copii, avea cancer, burta plină de cancer. Dumnezeu o vindecat, o asculta rugăciunea pruncilor. Când ne-a rugat pentru mama lui Ovidiu și lui Neluțu de la noi la biserică, n-avea decât 10 copii. Am o spune și dumneavoastră, parcă e o diferență foarte mare. Avea o tumoare pe creier. Tot așa s-au rugat copiii aceia pentru mama lor. Credeți că ne-a ascultat Dumnezeu după modelul de la Arad? Nici vorbă, am îngropat-o. Avea copil de 2 ani, stătea la mine în brață până când am făcut slujba. Și iar un Dumnezeu care, știți, uneori face bine, uneori zice, bă, ce nu-mi place, de copii ăștia nu-mi plac. Așa nu spălați. Lor le îngădui totuși să meargă mama să ducă de aici. Am crescut lângă de cele mai mari case de copii din România, la Beiuș. 250 de bucăți. Ăștia erau, fetele de la 9 ani, de la 8, erau violate. Se mai punea problema. Le furau salam, aveau o bucată nenorocită de salam pe zi, care le deau mâncare. Și pe acela furau femeile care aveau grijă de copii. Bucata de salam. Pline de păduchi. Pline de bube. Îi duceau la școală și îi puneau în clase separate. CCB-iștii ziceau către ei. CCB. Era prima dată, știi, pe vremea aceea, bisericile nu aveau prescurtări. BB, nu știu ce, CCBD, nu știu. Aveau ei. CCB-iștii. Casa de copii din Beiuș. Clasă separată. Ne băteam cu ei. Nu mai contează că n-aveau nici mamă, nici tată. Ne mai băteam noi cu ei. Erau ciudați, nu puteai vedea un film cum trebuie din cauza lor. Tot timpul ne întrebeam unde e Dumnezeu. Și vine pastorul pustan, deschide Biblia liniștit și zice, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, dar ce dragoste. Despre ce dragoste vorbim noi în dimineața aceasta. Pentru că în afara dragostei lui Iisus Hristos, adevărul că ce mai rămâne, pentru ce ne strângem aici? Pentru că zici, maică-ta și taică-ta, bă, fii atent, dacă nu mergi la biserică, trebuie să fii om serios, te cârpezi de nu te vezi. Atât doar. Pentru că e de bon ton, pentru că alternativa venitului la Sfânta Treime sunt drogurile. Pentru că nu poți să fii fericit fără substanțe. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, cât, că-s curios.
Vreau să vă spun ceva. În carte pe care am scris-o, o trebuie să răspund la asta ca să răspund copiilor mei. Ca să vă pot răspunde și vouă. Vedeți, Dumnezeu e vinovat. Consider că e vinovat. Așa cum l-au găsit evreii vinovat pentru Holocaust, cum l-au găsit japonezii vinovat, ei n-aveau decât 300 de milioane de dumnezei. Nu știu dacă știți asta. Japoneze. Lor le-a fost mai greu să împartă vina. Sau mai ușor. Pentru Hiroshima. Noi am dat vina tot pe Dumnezeu care l-aveam noi. Câteodată e rău să ai un singur Dumnezeu, că l-a ia tot. Dacă nu merg lucrurile bine. Și zice, e vinovat Dumnezeu. Pentru că ne-a făcut liberi. Cel mai periculos cadou de sub soare, libertate, mărul otrăvit al universului. Ce ai zice, de exemplu, dacă ai vrea să te căsătorești, te-ai rugat la Dumnezeu să, eu știu, să trimită pe cineva și zice, Domnul, asta e problema mea. Uite, îți trimit pe una care e programată să te iubească. Ai fi fericit. Da sau nu? Da, câțiva. Nu vă știți ce aveți acasă, da? Beau niște apă până când vă decideți. Ca să te căsătorești nu e un lucru ușor, pentru că întotdeauna ai de face cu concurența. Mă refer dacă e o nevastă frumoasă sau un bărbat frumos. Vorba lui Coșbuc, și când vin alții și o pețesc, vin popi de mă dezleagă. Dacă nu v-ați bătut pentru o fată, înseamnă că nu iubiți destul. Asta e clar. Vă garantez că nu v-ar plăcea ca cineva să fie programat să vă iubească. Pentru că s-ar naște în interiorul dumneavoastră gândul și dacă ar fi liberă, tot pe mine. Sau pe vecinul. Face sens ce zic. Știți ce putea face Dumnezeu? Să ne programeze pe toți niște roboți simpatici cu batic sau fără și să-L iubim. Și nu mai aveam altă alternativă. Și vorba filozofului, trăiam în cea mai frumoasă dintre toate lumile posibile, în care eram pricepeți? Dumnezeu a zis, nu vreau să fiu iubit pentru că sunteți voi programați. Vreau să alegeți să mă iubiți. Ca să poți alege, îți dau libertate. Asta înseamnă că îți dau un cuțit în mână. Cu cuțitul ăla poți tăia un măr sau gâtul vecinului. V-am făcut liber, zice Dumnezeu, și v-am pus în față alternativele. Viață și moarte, bine și rău, minciună și adevăr. Alegeți. Ne mai dă și sugestii. Alegeți binele. Alegeți viața. Alegeți albul. Alegeți adevărul. Ne dă sugestii. Observați? Dar nu poate să nu ne dea. Nu poate să nu ne dea libertate. Din cauza libertății apar tumorile. Pentru că libertatea noastră a adus în lume moartea, păcatul, a adus în lume boala, a adus în lume nesimțirea, tupeul, crima, a adus în lume cannabisul, a adus în lume toate aceste lucruri, tot ce le vedeți, știrile de la ora 5, televizorul, fâșia Gaza, Hamasul, evreii, tot. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că ne-a făcut liberi. Cred că din libertate ați venit aici.
datorită libertății, că ne putea programa de nu ne vedem ca pe vremea lui George Orwell, să fim programați să venim aici. Dar ce folos să te iubească cineva forțat? Până acum ați înțeles și am zis? Mai sunteți supărați pe Dumnezeu? Poate. Poate. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Dar ce e cu dragostea asta? Atât de mult. Apostolul Pavel încă e frământat, zice, să putem cunoaște în Efeseni 3, ar fi bine dacă am putea noi cunoaște, zice, lărgimea dragostei lui, lărgime. Asta seamănă cruce. Lungime. Înălțime. Și adâncime, cruce, 100%. A dragostei lui, e forma grafică. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui fiu, vezi, zice că -s trist. Unul dintre prietenii mei cu care am copilărit făcu o leacă de leucemie zilele acestea. Am simțit că ceva nu-i regulă cu el, că parcă avea o culoare transparentă. Așa. O culoare ciudată. Mers cu el la doctor. Am vorbit cu un prieten de-a nostru. Zice, mă, să nu fie ce mă gândesc eu. O fost exact ce s-o gândit ăsta. Vorba lui Iov. De ce mă tem de aia mie? Și mi-a spus că o și veni târziu. Lucruri pe care nu trebuia să le auzim zilele acestea. Ieri, în timp ce mă odihneam să mă duc la conferință, m-a sunat că a plecat nevasta de la el. Ca o nevastă bună, la bine și la rău. De ce ai mai stat cu un tip care pleacă la radiații? Și încă m-a și spus femeia, bine că n-avem prunci. Poate că era fain dacă aveau și prunci. Îi mai împărțeam și pe aia, unul la tine, unul la mine. Dumnezeu simte că e vinovat pe undeva. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, mă, nu ne-a părăsit, serios. Avem tot timpul noi pocăiții senzația că am rămas în sfârșit singuri în momentul în care am dat-o în bară și am păcătuit. Toți fac loc viran în jurul nostru. Bă, ăla, știți, ăla. O grămadă dintre voi încă nu sunteți beneficiari arătatului cu degetul, dar probabil că veți fi. Să vedeți ce simpatică e biserica în momentul în care se fofilează. Ați văzut biserici care se fofilează? Și pleacă de lângă tine. După ce s-au pozat cu tine la botez, mă, și nu ne-a părăsit Dumnezeu. Păi dacă n-am fost noi recidiviști, preiubiților, nici pe Iuda nu l-ar fi părăsit. Dar berbecul ăla se spânzură. Diferența dintre Iuda și Petru, nesemnificativă. 30 de arginți, zero. Atât a fost, $15. Vreo 14 euro. Nu-s bani, credeți-mă. Nu mai vorbiți de bani. E vorba de ceva nesemnificativ. Sunteți aici. Nu vreau să predic, uitați-vă, n-am schițe, n-am nimic, o închid, dar aveam schițele. Nu merg pentru ziua asta. Poate ultima dată când mai e cina, că e fără 7 minute. Sau e ultima dată când avea ocazia să o iei și nu o iei. Pentru că ceva în tine se mișcă. Nu-ți vrednic, nu ești. Amin. Doamne ajută, nimeni nu ia. Înseamnă că tu cândva ai fost vrednică și vrednic să iei cina. Gândesc logic. Amunul ești vrednic să iei cina. De ce n-ai venit atunci când ai fost vrednică să-ți faci poză cu mine? Sau vrednic, că e fain să
avem poze cu vrednici. Mi-aduc aminte cum fac prietenii mei din Biserica Ortodoxă când aduc bani la Biserică 1 și face o titorie sau ceva. Îi cântă toți preoții. Vrednic este. Mi-a și plăcut o poză cu voi. Vrednici, vorba prietenilor noștri, canci, niciunul. Vrednic este El. Așa scrie în Biblia mea, mielul. Vrednic este mielul. Aș vrea să pricepeți un lucru astăzi. Suntem aici datorită iubirii Lui fantastice. Mă iubește. Pe mine imposibilul de iubit. Greu de iubit. Pe mine recidivistul. Ce interesant ar fi dacă v-aș putea căuta prin buzunare să văd cine mai are țigări. Ce interesant ar fi să vă pot să mă duc puțin la dumneavoastră să vă caut în istoricul calculatorului telefonului. Știi și la ce te ajută că știi. Ce fain ar fi dacă aș ști. Sau ce urât ar fi. Noi când ne căsătorim, ne căsătorim așa. Mă căsătoresc. Aceasta e scuza noastră. Bă, orbă am fost. Ne căsătorim așa, cu ochii închiși. Îi deschidem după aceea. Îi deschidem și rămânem cu ei. Unde mi-a fost capul? Încă mai sunteți fericiți. Sunteți cu ochii închiși. Vă iubesc pentru că nu știu ce aveți în portofel. Pentru că nu știu ce... Nu știu ce istoric aveți în calculator. Ce filme ați văzut săptămâna trecută. Vă iubesc încă și vă consider oameni normali. Pentru că nu știu... Că le trage soțiilor peste bot. La propriu. Vă iubesc. Dar asta e o iubire de doi bani. Pentru că vă iubesc fără să vă cunosc. Și mi-e ușor așa. El ne iubește cunoscându-ne. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că mă iubește cunoscându-mă. Întrebare, ce ai de gând să faci cu bărbatul care te-a înșelat? Rămân cu el, pastore. Răspuns. Pentru că avem copii împreună. În clipa aceea, dragostea a fugit ca o șopârlă. Șopârlele de pe plaja din Briatico. Plaja pustie din Briatico. Fug șopârlele. Sunt foarte multe șopârle acolo. Ce dragost. Ce viitor ne așteaptă. Să stai ca și copil și să-ți dai seama că tu ești liantul pentru care părinții tăi mai stau împreună. Ei nu se iubesc. Nu se mai iubesc. Dar stau pentru că poate că te iubesc pe tine. Hristos nu te iubește pentru ceea ce am putea fi, pentru ceea ce suntem. Ne iubește pentru că El nu poate să ne iubească. Pentru că e dragoste. Noi când vorbim despre iubire, la noi de ce mai multe ori e o vorbărie goală. Știți ce înseamnă iubirea pentru noi? Vreau să vă spun eu. Bla, bla. Pentru El, pentru Iisus, iubirea a însemnat
mă duc pe cruce. Dar el vedea minciunile noastre, adulterile noastre, cuvintele noastre murdare, felul nostru jegos de a ne purta cu soțiile și cu soții. Și totuși o hotărâ să moară pentru noi. Pentru că nu poate, că-i dragoste. Să nu cumva să nu iei cina în dimineața aceasta pentru că nu ești vrednic. Tu ești un om bolnav. Bolnavii au nevoie de transfuzie de sânge. Fiecare cină e o transfuzie de sânge. Și tu ești bolnav. Tu ești bolnavă. Și ai nevoie de putere astăzi. Așa mi-a spus Duhul Sfânt să vă spun să iubiți pe Iisus. Să nu credeți că seamănă cu tata vostru sau cu soțul. Nu. Dumnezeu este dragoste și eu sunt beneficiarul iubirii Lui. Eu specialist în dragostea Lui Dumnezeu. Pentru că-s beneficiarul iubirii Lui de 56 de ani. Pentru că m-a iubit ieri, o face și azi și 100% îl simt că și mâine mă va iubi. Se vor duce o grămadă de lucruri și se vor prăbuși. Nu voi ști dacă voi mai avea sănătate mâine. Nu mai știu, Doamne, unde încă îmi vei mai duce pașii mei mâine. Nu știu dacă voi mai avea dragostea celor de lângă mine. Nu știu dacă veți mai exista voi. Dar de un lucru nu mă îndoiesc. Dragostea Lui nu se schimbă pentru mine. Te iubesc cu o iubire veșnică. Sărut mâna Lui în dimineața aceasta la cină. Îi mulțumesc că mă iubește cu o iubire veșnică. Veșnică. M-a amendat în urmă cu vreo 2 săptămâni de zile. Nu m-a amendat, de fapt, că eu am vrut să fiu amendat. Avem un Iveco la fundație. Ăla care basculează. Știți, Ivecul care e plin în România. Cu el ducem balastru. Cu el ducem mobila când mai divorțează câte unii și își împar mobila. Noi le-o cărăm dintr-un loc într-altul, la noua casă. E bun, o mașină are 10 șoferi. Mă trezesc cu o foaie de la poliție. Da? Se le spun eu lor cine a fost pe 22 august, în data de 22 august. Se le spun cine a fost șoferul mașinii Iveco, că a parcat nu știu unde pe Îmbeiuș, cred că în fața pompierilor. Habar, nu mai puteau ieși ei la intervenții. De unde să știu eu cine a fost pe 22 august. Am avut 3 săptămâni că eu nu mai știu nici azi dimineață ce am făcut. Normal că am zis eu am fost. M-am simțit ca Domnul Iisus. Am luat păcatul celor 10 asupra mea. Mi-a părut rău că mi-au luat și niște puncte. Deci la început o zis că nu-i nimic, că nu știu ce, că povești. Bine, m-am amendat miercurea. Mi-au luat punctele, totul bine. Sâmbătă nuntă. Cununie. Pentru că eu eram cel mai aproape de biserică, zice, du-te tu, că eu stau lângă biserică. Fă-o tu, că am tot cununie. Îmi iau bluge de nuntă, că am bluge de nuntă, tenis și ăștia au fost. Și mă duc. Cine credeți că era mire? Polițistul ăla, mă, care m-am uitat mai bine la el. M-am uitat în Biblie. În Biblie aveam amenda. Zic, pe tine te cheamă Florin Ardelean. El o fă gata. Am văzut cum lângă nevastă o pălit.
Tu ești Florina Delean, da. Tu ai semnat-o, ci... N-am fost eu. Vreau să vă spun ceva. Nu este lucru mai frumos decât să spui eu-s vinovatul. Așa m-am simțit de bine când am zis eu-s vinovatul. Totdeauna căutăm un vinovat. Eu! Nu mai căutați! De ce nu merg bine lucrurile în biserica asta? De ce nu merge bine trupa? De ce nu merge corul? De ce nu merg... Nu știu, eu... Din cauza mea. Eu-s vinovat. Probleme în casă. Eu-s vinovat. Nu sunt tată bun, nu sunt soție bună, nu sunt copil bun. Eu-s de vină. Nu atât de mult vină până să ajungi la o boală psihică, dar suficientă ca să te fac astăzi să fii dependentă de El. Și dependent de El. Vă iubesc. M-au întrebat cineva zilele acestea dacă cred, acum că au găsit în Mexic niște extraterestri, dacă cred că există extraterestri. Cred. Câțiva am în biserică, nu mulți, dar... Mă întreb, mă, ăștia 100% nu-s din lumea asta reală, știți? Bun. Haideți să vă povestesc. Eu nu știu dacă sunt sau nu sunt, dar dacă ar fi, Dumnezeu i-ar iubi și pe ei. Pentru că dragostea Lui e pentru întreg universul. Nu se oprește la mine. Vedeți, când m-am născut eu la Pentecostale, am crezut că Dumnezeu iubește numai Pentecostale. După aceea, acum îmi dau seama, ascultând la televizor, că Dumnezeu numai pe români iubește. Așa că fac parte dintr-o categorie iubită beton. Și român, și pentecostal. Dacă iubește Dumnezeu și pe ceilalți, depinde. Cei din biserica mea bătrâni zicea că baptiștii nu vor ajunge în cer, în vece vecilor. Amin. Era simplu. Doar noi și Dumnezeu. Raiul goluț. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, știți până unde o iubește numai? Asta e frontieră. Până la Iisus. Nu există alt nume dat oamenilor ca să fie mântuiți decât numele lui Iisus Hristos. Credeți-mă că în momentul în care ai dat la o parte numele ăsta, nu mai ai nicio șansă. Și când zic că a dat la o parte, nu înseamnă neapărat a fi un ateu sau agnostic, ci și a sta mereu aici, departe de asta. Cunosc oameni care nu au luat cină vreo 15 ani, 20 de ani, îi întreb. De ce? O nu s-o simțit vrednic, o nu m-o simțit pe mine vrednic, dar să putea muta nenorocitul ăla în altă biserică, cu un păstor vrednic. Nu să se împiedice în mine. Nu lua cină. Deși Iisus Hristos zice, cine mă mănâncă pe mine are viață. Cine nu mă mănâncă nu are viață. În Apocalipsa îți merge doar numele că trăiești. Ești mort. Ești mort. Observați ce zice Iisus Hristos. Dumnezeu vă iubește până la mine. Nu există varianta 2. Mă, nu e Iisus, dar găsim noi altceva. Cum cred alții? Faptele noastre, bunătatea noastră, trăirile noastre, plus după acest universalism, că Dumnezeu nu fi rău, aici e o problemă. Cum adică o miliard de confuciani și budiști și nu știu mai care, Dumnezeu să zică, hai, ura și la gară. Nu se poate. Dar ce facem cu islamul? Apropo, ce facem cu islamul? Nu știu. Dimineața când am venit la biserică știam că doar Hamas a dat cu rachetele în Israel. Acum aflu că și Hezbollahul. Citind știrile între slujbe astăzi, aflu că și din Iran s-au dat niște rachete. Aflu că și din Liban s-au dat niște rachete. Ne-a rugat dimineață pentru Israel. Chiar mă gândeam cât de fericit trebuie să fie Antonia, acum mai are ce predica 2 ani din evenimentul ăsta. Eu vreau să vă spun doar atât. Dumnezeu nu iubește numai Israel.
Mereu am avut senzația că noi, biserica, suntem accidentul lui Dumnezeu. Mă, așa s-a nimerit. N-o vrutei, jidovii, m-ați respins pe mine, sângele vostru să cadă. N-o lasă că vine Dumnezeu cu planul B, uite, biserica noastră. Și suntem înlocuitorul. Mi s-a spus mereu așa, că noi suntem planul de avarie al lui Dumnezeu. M-am dus în Italia în concediu, când am plecat eu urmă cu un an jumate din concediu, un an și ceva, vecinul meu avea pană, adică avea roata de rezervă subțire, știți, la mașină. Mă, s-a întâmplat ceva, că te-o porți o zi până când te duci acolo. După un an, o avea înapoi. N-o schimbasă. Un an de zile a mers perfect cu mașina, ce avea un Fiat din ăla antic, așa și cu roata de rezervă. Asta mi se pare că e biserica câteodată. Nu e adevărat. Biserica e creația lui Iisus Hristos. Biserica e mireasa Lui. Din veșnicie în veșnicie, biserica este creația lui Iisus Hristos. Dumnezeu iubește lumea aceasta. O iubește interesant. Mi-e tare drag să vorbesc despre dragostea Dumnezeu, că nu seamănă cu nimic cu ceea ce avem noi. Zice, Dumnezeu nu mai iubește poporul meu. Nu mă mai iubește. Poporul meu m-a înșelat, zice Dumnezeu. S-a dus după străini, după idoli. Asta înseamnă prostituție, zice Dumnezeu. Osea, ce faci? A, bine, zice Osea, prorocesc pe aici. Ia vină băiatule până aici. Nu ești însurat, așa-i nu. Uite, n-ai vrea să te însori, dar cum să nu, Doamne? Dacă e după voia ta, așa fac. A crezut că merge Dumnezeu că la biserică două zi. Să aleagă o soră, cistită, cu batic, înțelegi, de-a noastră. Ce Dumnezeu, unde te duci? Pe la biserică. Nu, nu o luăm de acolo, ce Dumnezeu. Unde? Pe centură. Nu ne-ai spus tu că trebuie ca să ne căsătorim cu cei din biserică, că lumina, ce legătură între lumină și întuneric? N-ai spus tu că eu trebuie ca proroc să fiu lumină? Cine mă mai ascultă pe mine dacă o iau pe aia? Păi nu o să mai prorocești. Nu te mai ascultă nimeni. Vreau să le explici. S-a gândit Dumnezeu la Ieremia, că și Dumnezeu, știți, lucra cu obiecte cu ei, ca să ne învețe pe noi, ca la școala duminicală. S-a gândit Osea la Ieremia ce-o trebuie să facă. Să mai stea pe pământ, să care un juc după el, să mănânce niște baligă. Mi s-a părut scârbos atunci. Am aș vrea să fiu în locul lui, al lui Ieremia. Mă trimite să o iau pe cine? Să o iau pe Gomera. Când au auzit de Gomera, toți o știau. Pe asta o iei. O luat-o. Ce-a fost pe la biserică, dar pe noi își putea lua prorocul. Doar câte n-ar fi vrut ca să fie soții de proroc. S-a dus, a făcut, a spălat-o, i-a dat cu parfum. A zis, nu contează. Totul se uită. O luăm de la capăt cu Dumnezeu, totul e un continuu început. Dacă Dumnezeu așa a zis, probabil că a iubit-o pe Gomera. Și vorba aceea, lasă că se face bine. Orice om are nevoie de a doua șansă. Alții ziceau dintre prieteni, apoi zice, din câine nu faci tu por de clisă. Dar astea sunt proverbe românești. Nu țin. A făcut un prim prunc cu ea, a făcut al doilea. Știi când ești disperat când vezi, de exemplu, că nevasta să uită în gol, mai faci un prunc, că te gândești că prunci or să țină căsătoria aia. Cu cât mai mulți, cu atâta blindată, mai blindată căsătoria. Chiar mă gândeam la sora aia din America, părăsită de bărbat după ce a făcut 11 prunci. Pleca cu una mai tânără, cu o rusoică. Mă uitam la ea, la femeia aia, nu venea să cred. Ce minte slabă putut avea sub batic să creadă că dacă are 11 prunci, ăsta stă cu ea. Când îi să pleci, să pleci. Ți-ai bagajul și te-ai dus. Nu mai contează. Vorbim de dragostea lui Dumnezeu, parcă nouă oamenilor, nu? Sau există dragoste între oameni? Există. Eu am întâlnit-o câteva cazuri fericite în viață. Aștept deznodământ 100%. George, am fost filozof astăzi toată ziua. Recunoști?
Nu mă mai pot aduna. Când vorbesc de dragostea lui Dumnezeu, mă apuc așa. Și Osea a zis cu doi prunci, nu mai pleacă de lângă mine. Dar Gomera deja și parolase telefonul. Veneam mai târziu acasă, că sucită, că învârtită, că șeful, că servici, că deplasări, la biserică din ce în ce mai rar. O rămas din nou însărcinată. De data asta nu mai fost dubii. S-o uita la prung, n-avea ce să-i cer nici test de paternitate. Era negru. Cărlonțat. Ei blonzi amândoi. Evrei arieni. Știți cum l-au numit pe prung? Loami, nu e a meu. Fără test de paternitate, știa că nu e a lui. O rămas cu trei prunci, culmea. O zis vecinii, din câine nu faci porc de slănină. Vă aduceți aminte, o plecat. Știți unde o plecat? Gomera, înapoi pe centură. O ajuns în piața de sclavi. Eu acolo lăsam. Și lui, Osea, eu venit de să o lase acolo. Proroc cu trei prunci și cu gura închisă. Și Dumnezeu vine și zice, bă, du-te după ea. Nu mă duc, mai bine o omor. Bă, te duci. Vreau să le explic tuturor dragostea mea. Îmi vei spune, s-o dus înapoi în piață, o luat-o. Știți la cât o luat-o? Apropo, cei care citiți această poveste, dragoste uimitoare, nu s-a gândit, George, nu s-a gândit Hollywood-ul vreodată la o poveste de asta. Că a zis că nu există. S-o dus și o luat-o înapoi din piața de sclav cu jumate din preț. Jumate. Cu jumate din prețul unui sclav. Atât o dat pe ea, ca să vedeți în ce gunoi ajunsese Gomera a doua oară. Și-o luat-o și-o dus-o acasă. Îmi vei spune poveste ciudată. Noi suntem Gomera. Era reală. Pentru că ne-am pocăit și fiecare păcat pe care îl faci, ești Gomera. Ai fost plătit cu un preț de sânge. Dumnezeu te-a iubit. Ne-a luat de pe centura universului. Nu vă convine când vă zic tâlhar și tâlhăroaie, ci de asta suntem. Dumnezeu ne iubește. Dacă am fi numai noi singuri, sau eu singur pe planeta asta, m-ar iubi. Dacă ar mai fi niște nenorociți verzi cu urechi mari, telescopice, pe acolo, pe undeva, i-ar iubi și pe ei. Ar iubi pe toată lumea, pentru că Dumnezeu nu poate să nu iubească. El este dragoste. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singur, observați, nu par Arhanghelul Gavril. Ce a avut mai bun? Întotdeauna mă gândesc, bă, dau ceva, dar să-mi rămână și mie. Sau dau ce nu e atât de important. Exact ca la București. Ne-a pus o babă din America să stăm drept așa, pentru că ne-au adus niște cadouri, niște haine pe care nu le mai purta bărbatul său. Ăla murise în ele, hainele alea, așa mi se părea atunci. Nelu Brieș băgase niște picioare, niște pantofi cu două numere mai mari. A venit Valer Mocan, fie binecuvântată memoria, păstorul de la Zălău, când o lua saci babe cum i-o arunca pe geam, de la etajul 2. Dăduse pur și simplu, venise din America, nu e niciodată, că cu Domnul Iisus, că Jesus în sus și Jesus în jos. Dar nu a dus joarsele alea, mă, că eram nenorociți destui că eram acolo. De obicei, dăruim cam la sfârșit, cam ce apucăm. Ce ne-a mai rămas? Puțină iubire, puțină răbdare, numai bine ne mărităm și ne însurăm că nu mai avem atâta răbdare. Că nu mai avem aproape nimic. Că ne-am obosit în lumea asta. Și zice Dumnezeu, atât de mult am iubit eu lumea asta, că am dat ce am avut mai bun. Deci dacă ești astăzi aici și nu ești în comă, dacă nu ești la salonul de arș pentru 20 de centimetri de piele, cât îți ar mai lipsi, e harul Lui, e bunătatea Lui. Să nu cumva să cauți vreun merit în tine, că spun eu, nu căuta, nu ai. Pentru că toți de aici suntem păcătoși și ticăloși și toți suntem lipsiți de slava Lui Dumnezeu.
toți am păcătuit. Toți. Aici nu există oameni buni. Aici există un Dumnezeu bun. Ai vrea să vă spun că vă iubesc. Dar vreau să vă spun că dragostea Lui întrece orice pricepere. A noastră poate să înțelegem ceva. A să nu uitați că Dumnezeu iubește numai până la Hristos. Și mai este ceva cu El. Nu poate ierta orice păcat. Noi ne gândim incestul, crimă, toate celelalte lucruri. Nici vorbă. Dumnezeu nu poate trece peste un păcat ciudat. Hula împotriva Duhului Sfânt. El ar putea iubi până la capăt, dar nu iese acolo. Și știți din ce cauză? Pentru că Duhul Sfânt nu-i dat pentecostalilor ca să vorbească în alte limbi. În primul rând, Duhul Sfânt îi dat oamenilor din lumea aceasta ca să afle că sticăloși și că trebuie să se pocăiască. Și în momentul în care a început un sport periculos, ăla cel mai periculos sport, n-are de-a face cu ruleta rusească, este ceva și mai rău decât atât. Să-i spui Duhului Sfânt în fiecare zi când zice să te pocăiești, hai, n-am timp. Omule, pocăiește-te că viața ta nu-i bună, nu mă lasă, mă pace. Mâine. Mori în această negare. Mai cunosc oameni cărora Duhul Sfânt le spune împărtășește-te și nu se împărtășesc. Cunosc oameni la care Duhul Sfânt le spune nu te împărtăși și se împărtășesc. Mă, învățați o dată să ascultați. Învățați o dată să ascultați, voi înțelegeți? Că Duhul Sfânt în momentul în care tot îl scoți pe ușa afară și spui mâine și mâine și mâine, ai hula împotriva Duhului Sfânt. Aici nu e vorba de bancuri cu porumbei, voi nu pricepeți. Aceste negarea constantă, conștientă, repetată a lucrării Duhului Sfânt în viața ta. Aici nu e vorba de botezul cu Duhul Sfânt, cum spun mulți. Bă, ai păcătuit pe ce ești botezat cu Duhul Sfânt? Asta e hula împotriva Duhului Sfânt. Pe cine mai vrea să mai fie botezat cu Duhul Sfânt? Cine nu păcătuiește după botezul cu Duhul Sfânt? L-aduceți la o poză de grup. Duhul Sfânt ne este dat ca să ne controleze viața, nu să-L controlăm noi pe El. El să ne controleze nouă viața. Pricepeți? Duhul Sfânt ne iubește, Hristos ne iubește, dar Dumnezeu Tatăl ne iubește numai până la Hristos. Vă rog să fiți atenți. Dincolo de Hristos nu mai ne iubește Dumnezeu Tatăl. L-ai respins pe Hristos? Duhul Sfânt ne iubește, Tatăl ne iubește numai până la Duhul Sfânt. Ai respins Duhul Sfânt? Nu mai există iubire dincolo de respingere. Dumnezeu are răbdare cu noi. Îndelungă răbdare. Îndelungă răbdare. Bunicul Noe a fost Metusalem. Noe a primit ordin de la Dumnezeu să facă o corabie. 120 de ani a tot făcut corabia aia. 120 de ani a tot făcut pe corabie și a predicat, nu s-o pocăi nimeni. Câteodată și eu mă zic, dar nu s-o pocăi, bă, dar... Da, Noe, ăla e șeful nostru. Mentorul multor predicatori. Știți? Modelul multor. 120 de ani și nimeni. Noroc că noi nu trăim atât 120 de ani. Știți care era problema cu moșul său? Dumnezeu a zis, când va muri Metusalem, atunci dau drumul la apă și prăpădesc lumea. Când va muri, el va veni potopul. Asta înseamnă Metusalem. V-a spus întrebarea acum de ce Metusalem o trăi cel mai mult din Biblie. Din cauza dragostei lui Dumnezeu. Că Dumnezeu ce-a zis? Când moare nenorocitul ăsta, nu trebuie că nu plâng, promit că nu plâng. Când moare el va veni potopul. Și Dumnezeu niciodată a zis, cum să-l trimit de aici?
Metusalemul avea vreo 900 de ani, am să zicem. Și vine la Dumnezeu numai slobos. Nu că nu s-o pocăi nimeni, las că s-o pocăi anul viitor. Audiență, vii la anul 961, 962, 963, 961. Deci Dumnezeu prelungea nefiresc viața unui om. Pentru cei care citiți istorie, știți de exemplu că Alexandru Macedon, și nu numai el, oamenii care atacau cetăți și nu aveau vreme de stat mult, veneau și aprindeau o lumânare și spuneau în felul următor: acea lumânare, câtă vreme a prins, puteți și ea pe ușa asta, cu neveste, cu prunci, cu tot ce aveți. Nu cu tot ce aveți, cu neveste și cu prunci. Lăsați aurul, argintul, conturile în bancă, mașinile, ceasurile, Rolex-urile, lăsați aici tot. Ieșiți pe poartă și vă garantăm viața. Dacă se stânge lumânarea, muriți toți care ați rămas în cetate. Metusalem era lumânarea. Când se stingea Metusalem, venea apa. Și oamenii știut asta, toată lumea știa cum se numește asta, Metusalem. Când va muri el, va veni potopul, s-o pocăi cineva. Nimeni. Noe predica, făcea corăbii, Metusalem era lumânare, nimeni nu se pocăia. Dumnezeu are frontiere în răbdare. Până la un moment dat, o venim 969 de ani. Și ce a făcut Dumnezeu cu Metusalem? Odată suflat. Și ziua ce a început să plouă. Eu nu știu de câtă vreme ești în ochii lui Dumnezeu și tot are răbdare cu tine. Nici nu știu de ce nu te omoră. Poate din cauza părinților, a rugăciunilor, bunicilor. Și tu tot te joci cu îndelungă răbdarea lui Dumnezeu de ani de zile. Poate că astăzi e ultima dată înainte de a sufla Dumnezeu în lumânare. Mi-aduc aminte, poate v-am mai spus-o, duminică, într-o duminică seară, în urmă cu câțiva ani de zile, am primit din partea Domnului să spun în biserica din Beiuș, astăzi în biserica noastră este o persoană sau două, așa am zis, care sunt chemate să se pocăiască, că e ultima dată când Dumnezeu le mai vorbește. Dacă nu se vor pocăi, dacă nu se vor pocăi în acest timp de har pe care îl dă Dumnezeu, până duminica viitoare vor fi la judecată. Asta am spus-o și biserica s-a uitat unul la altul. Cine l-a judecat? Cine ar putea fi la judecată? Și lunea nu muri nimeni, și marța nu muri nimeni, și miercurea nu muri nimeni, și joia nimeni, și am crezut că s-o pocăie cineva, și vinerea nu muri nimeni. Sâmbătă au murit amândoi, soț și soție. Accident de mașină. Numai copilul care era, cum se numește căruciorul ăla mititel care stă, sau car seat-ul ăla, sau... El a fost proiectat car seat-ul cu hamuri prin geamul mașinii și a plecat vreo 8 metri dincolo de mașină. Și copilul a trăit. Sâmbătă au murit seara pe la 7. Mai erau vreo 4 ore de har. De lungă răbdare Dumnezeu cu noi e aici. Vă iubesc, vă chem la masă, haideți să ne ridicăm. Ne iubește Dumnezeu, e dragoste. Ești dragoste, ești dragoste, ești dragoste. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui Fiu, ca oricine crede în El să nu piară, să nu piară, nu pot evita cuvântul să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Dar înainte de viață veșnică este un cuvânt urât, urât, piară. Te rog, Tată, nu lăsa ca vreunul dintre noi astăzi să fie prins în luneta Ta, în periscopul Tău. Vreau, Doamne Dumnezeule,
pentru că am vorbit oamenii despre dragostea ta, vreau să o simtă toți și să trăiască toți în ea, amin.